Felicit secțiunea corespondenți bazi, Ilona Danila. Felicitări, Ilona! Cred că merita chiar și la altă secțiune, scrie foarte bine, felicitări! Următoarea diplomă de excelență, de fapt vreau să spun următorul copil premiat, cred că ar merita un premiu pentru consecvență la ziarul Baz. E un copil prezent la ziarul Baz din anul 2011, își are o rubrică în ziar pe care o are chiar de la primul număr și vreau să o felicit pentru consecvența de a nu renunța la această rubrică. O invit aici pe Carina Todireanu. Carina și cântă, îi face și reportaje și articole. Felicitări și la mai mare. Cred că și ea merita undeva la o secțiune mai sus, dar mă așteptăm anii care vin. Am două diplome la secțiunea educație. Ce înseamnă educație la ziarul Baz? Înseamnă articole din școli. Cred că aici meritau mai mulți, dar le-am numit aici pe Georgiana Mutu și pe Ramona Lupu. Nu știu cum o să iasă Ramona de acolo, cred că o să vii pe aici. Diploma de vedesubiectă și diploma Georgiana Mutu, secțiunea educație, articole din școli, ca să spun așa. Urmează un reporter Baz care n-a putut ajunge astăzi, se mai întâmplă, la ecojurnalism. De fapt, prin asta s-a remarcat la ziarul Baz, se numește Mihaela Bujor, de la școala numărul 7 ea. Dar o aplaudăm, o să-i oferim diploma data viitoare, la următoarea întâlnire. Iar la secțiunea sport, că avem și așa ceva, jurnalist sportiv, am pus un reporter, am premiat un reporter care face și sport și mi-ar plăcea ca pe viitor să se ocupe puțin mai mult, că deja se ridică, Mădălina Abrumă. Și chiar mi-ar plăcea ca să fie și mai axată decât până acum pe secțiunea sport, pentru că am eu așa feeling că e mai bună pe zona asta. Felicitări, Mădălina! Să invităm pe toți cei premiați să facem... Toți cei premiați, haideți pe scenă să vă aplaudăm încă o dată. Trebuia să rămânem noi aici, dar...